după operaționalizarea Autorității de Reformă Feroviară, se va demara procedura de achiziție de material rulant. Este o problemă, aș spune, fundamentală pentru transportul de călători. Materialul rulant achiziționat va fi unul cu siguranță nou, va fi unul care va avea mentenanță și va răspunde tuturor cerințelor. Vorbim de aer condiționat, vorbim de internet, vorbim de viteze de circulație ridicate. Material rulant care nu înseamnă doar vagoane sau doar locomotive, ci vor fi o achiziție pe loturi. Vor fi atât automotoare diesel, cât și automotoare electrice, cât și locomotive, cât și vagoane. Sunt mai multe motive pentru care această achiziție va fi compartimentată sub această formă. În primul rând, dacă, de exemplu, am achiziționat doar automotoare diesel, ar fi foarte, foarte greu ca un producător să ne livreze în următoarea perioadă 100 de automotoare. Și atunci, practic, putem să mergem pe mai multe fronturi astfel încât achiziția să se facă și obținerea materialului rulant să se facă cât mai rapid. Deja avem în master plan o analiză de necesar de material rulant. S-a ajuns la concluzia că este nevoie de peste 100 de rame electrice, trenuri și rame diesel, astfel încât să se asigure orarul cadențat pe principalele destinații din România. Vorbim de trenuri cu viteză sporită, fără îndoială că vorbim de trenuri care să fie capabile să atingă viteza căilor ferate reabilitate. Deci, absolut, trenurile care vor fi achiziționate vor fi capabile să circule cu 160 de km la oră și nu vă ascund în urma analizei chiar dorim să achiziționăm câteva rame care să depășească această viteză, pentru că în perspectivă există posibilitatea să circulăm și cu peste 160 de km la oră. Dorim să achiziționăm mai mult decât apare în master plan, undeva la 300 de vagoane, asta înseamnă 100-150 de automotoare, cu sursă financiară, din nou un element foarte important, cu sursă financiară asigurată din fonduri europene. Etapele pentru achiziționarea materialului rulant sunt aceleași ca la oricare alt proiect. În primul rând, trebuie făcut un studiu de fezabilitate. Nu ne gândim la un studiu de fezabilitate la fel ca la un proiect de implementare a unei autostrăzi sau unei căi ferate, ci este în fapt o analiză care îți va arăta exact de ce tipuri de vagoane ai, de ce ai nevoie, de ce tipuri de locomotive, ce tipuri de automotoare ai nevoie să achiziționezi astfel încât să-ți asiguri serviciile competitive. Acesta este primul pas, caietul de sarcini și de fezabilitate, după care urmează achiziția propriu-zisă de material rulant. Vorbim de 2018, sfârșitul anului, nu este un termen foarte optimist privit din afară, este un termen realist pe care noi îl estimăm. Bineînțeles, procedura de achiziții publice poate să-ți rezerve multe surprize, însă este proiectul de vârf, dacă vreți, al Autorității de Reformă Feroviară de achiziție în manieră accelerată, dar legală, a materialului rulant. Este cheia dezvoltării sistemului de transport pe calea ferată de pasageri. În țară sunt și producătorii care fac astfel de echipamente. Avem la Arad, da, vagoane, avem la Craiova, trenul Hyperion. Vor fi luați în calcul? Absolut, absolut toți producătorii de vagoane, de material rulant, locomotive, rame, pot participa la aceste licitații. Ar fi nedrept și neserios din partea mea să spun acum că vor fi privilegiați într-un mod sau altul, vor participa în maniera competitivă în care se face achiziția publică la aceste licitații.